Sezonul nunților care a început de puțin timp, dar și evenimentele organizate de liceele romașcane pentru promoția de absolvenți din acest an au adus saloanelor de înfrumusețare din oraș un adevărat asalt al tinerelor care fac tot posibilul să aibă un look uimitor. Asta e o perioadă foarte aglomerată, după cum bine știi, cred că și din anii trecuți am mai discutat. Asta deja este a doua zi așa mai plină și mai în forță, mai avem cred că săptămâna viitoare o zi tot așa cu banchete. Cum să fie? Mie îmi place perioada asta, sincer, pentru că zilele cu banchete nu sunt ca cele din weekend, când vin mirese, când vin nașe, când sunt stresate, hai să fugim, hai să ne grăbim, hai să alergăm așa pe... Se simte relaxarea? E o altfel, da, exact, e un fel de relaxare. Fetele vin mai detașate, nu trebuie să ajungă la nuntă, nu trebuie să ajungă la cununia civilă, nu trebuie să fugă așa prin viață. Și iarăși îmi place foarte mult că cel puțin anul ăsta au fost mult mai relaxate și în coafuri și în machiaj. Nu am avut parte de coafuri foarte complexe. Cum ți-ai ales tu? Cum te-ai gândit tu la coafura asta? Sau a fost așa o colaborare cu fetele? Păi sincer m-am gândit în funcție de ținută, dar a fost și colaborarea cu fetele, pentru că ele mereu îmi dau cele mai bune sfaturi, asta e clar. Și pentru machiaj te-ai gândit la ceva? Da, am eu modelul meu, dar cu siguranță Lulu îmi va spune cum e mai bine să... Rochia cum e? Ne dai din casă așa? Rochia s-ar putea să fie o salopetă. Chiar am văzut niște ținute foarte frumoase și spre deosebire de anul trecut, anii trecuți, când am văzut așa rochii foarte pompoase și foarte elaborate, anul ăsta se merge pe ceva mai simpluț, mai elegant. Ea chiar v-a și zis că are o salopetă și mă bucur să aud că fetele se orientează așa spre lucruri mai tinerești. Că nu se mai poartă chiar chestii foarte pompoase. E bine că se îndreaptă așa spre lejeritate, spre naturalețe. E un an al naturaleții și probabil și fetele se documentează, ele probabil știu, cred că mai multe ca mine. Mergem să o întrebăm și pe Andreea, pentru că mai avem pe cineva care aranjează. Și pe Andreea e și dincolo, Laura e în forță cu machiajul. Ia spune-ne, Andreea, cum merge treaba în perioada asta? Perfect. Perfect. Scurt și concis, nu? Exact. Pentru tine cum e? Tu te văd aranjată, spre deosebire de colega de aici. Ai fost machiată deja. Cum a fost? Tu ți l-ai ales, machiajul? Am vrut ceva simplu, nu am vrut ceva foarte complicat, prea negru, nu știu, mi se pare prea exagerat. Am mizat pe ceva mai simpluț, mai... Și să înceapă distracția de acum, nu? Cam așa ceva, da. Fiecare eveniment are o etichetă, un dress code, în funcție de care puteți alege tipul de machiaj care să se potrivească. Spre ce optează fetele în perioada aceasta? Eu sunt foarte încântată că ele, având o vârstă destul de fragedă, încă optează pentru machiaje cât mai naturale. Nu se încarcă, nu vor tenul foarte încărcat, la fel la ochi ceva soft și, de asemenea, majoritatea caută ceva în care să le stea bine și sunt foarte încântată de lucrul ăsta, că nu vor să fie altcineva decât sunt. Care este cea mai des cerută culoare? Sau asta hotărăști tu și le lași surpriza pentru final lor? Cel mai des folosim nuanțe de nude, maro, tonuri foarte neutre în general. Tu te-ai hotărât spre ce te îndrepți așa? Eu aș vrea în seara asta să port argintiu, pentru că am o rochie roz și nu aș vrea să încarc foarte mult cu machiajul. O să-ți pui și gene false sau lăsăm așa? Că văd că ai niște gene foarte frumoase și naturale. Mulțumesc! Da, vreau și gene false pentru că consider că genele fac cam tot machiajul. Banchetul de absolvire este unul dintre cele mai importante evenimente din viața tinerilor. De aceea, atât domnișoarele cât și tinerii cavaleri vor să arate cât mai bine în această seară de neuitat.